Accelerați afară din Ministerul de Interne, domnule Bode. Ministrul Lucian Bode ne-a arătat în ultima perioadă calitățile sale. Pe lângă talentul de a ascunde la vedere, deja de 2 ani de zile, o lucrare de doctorat, ministrul se mai remarcă și prin celebra sa lucrare, de data aceasta 100% publică, fraudarea unei licitații publice cu bani din fonduri europene. Acum câteva luni, premierul Ciucă cerea șefilor de ministere să reducă cheltuielile cu 10%. Ce a înțeles din asta ministrul Bode? A înțeles să cumpere 600 de BMW-uri cu 38.000 de euro bucata. Cum? Prin realizarea unui caiet de sarcini care se pliază perfect, culmea, pe un model foarte specific de mașină. Domnule Bode, cu toții înțelegem nevoia de a cumpăra pentru poliția română mașini noi și performante. Dar să poată veni și alte firme la licitație, nu doar prietenii domnului Iohannis. Ați crezut că o să treacă neobservată o astfel de faptă, dar, din fericire pentru români, nu a fost așa. Nu puteți să faceți caiete de sarcini pentru prietenii șefului de partid. Nu puteți să treceți neobservate 600 de limuzine licitate fraudulos și să credeți că toată lumea o să creadă gogoșile pe care le povestiți în platourile televiziunilor prietenilor. Așa cum albul nu este negru, nici acest act de corupție la nivel înalt nu va putea trece ca un act administrativ corect, așa cum încercați să-l prezentați. Ați fraudat cu bună știință o licitație din bani europeni. Vă ascundeți cu meticulozitate teza de doctorat. În fiecare zi, arătați românilor că sunteți incompatibil cu funcția pe care o dețineți și că vă asumați un rol de simplă marionetă. Domnule Bode, parcă erați mai puțin nociv atunci când dormeați pe bancheta din spate a mașinilor. Lucian Bode trebuie să elibereze de urgență funcția de ministru al afacerilor interne. Domnule Bode, v-a prins radarul. Sugerez să părăsiți mandatul la prima ieșire. Vă mulțumesc, senator de Timiș, USR, Raul Trifan. Vă mulțumesc.